Casa Pâinii sau Cantina Socială din Roman a fost realizată în 2011-2012 pe fonduri europene, în urma câștigării de către Primăria Roman a unui contract de peste 3,6 milioane de euro. Proiectul a fost monitorizat de reprezentanții Uniunii Europene, însă o sumă de bani extrem de importantă, de 4 miliarde de lei vechi, a fost refuzată inițial la plată. Autoritățile locale spun că, după aproape 2 ani de procese, au reușit să câștige în instanță în contestația și să scape bugetul local de plata suplimentară a sumei. Câștigarea unui proces la înalta curte, da, așteptăm formularea, sigur, și o să vă dau exact, cu privire la cantina socială, un proiect european în care, datorită unor lucrări în plus, când s-a lucrat acolo și s-a intrat la pardoseală, s-a prăbușit de sub teren un beș și o trebuie reconfigurat. Reprezentanții administrației publice locale spun faptul că verificările nu au luat în considerare și viciile pe care constructorul le-a găsit după ce a intervenit în consolidarea și modernizarea clădirii, care anterior funcționase ca și cinematograf. Acele lucrări nu ne erau considerate, deci era vorba de o penalitate de vreo 4 miliarde și ceva bani vechi. Am mers în instanță, am câștigat la Curtea de Apel și s-a câștigat și ultimul termen la înalta curte. Ceea ce este un lucru foarte bun, proces pe care doamna avocat Camelia Rusul l-a urmărit și l-a susținut din partea noastră. Cantina socială Casa Pâinii oferă zilnic masă pentru 150 de romașcani, asistat social, copii și persoane în vârstă care nu au situația financiară necesară pentru a-și procura singur alimentele. Mâncarea este preparată la cantină zilnic, programul de masă fiind între orele 12:30 și 14:30. În prezent, masa unei persoane este în valoare de 8 lei și este pregătită de un bucătar și 4 ajutori de bucătar.